Dacă sunteți de acord să începem, evident cu intonarea imnului național. Bună ziua, stimați colegi, ne întâlnim astăzi, 9 august, în ședință extraordinară, o ședință absolut necesară, dar cu puține puncte. Felicitări suplimentare celor care au făcut un efort și au ajuns la sala Consiliului Județean. Contăm și pe colegii din online și evident că vom încerca cu ajutorul dumneavoastră neprețuit să parcurgem și să aprobăm eventual toate proiectele de hotărâre. Doamna secretar, vă rugăm informații despre quorum și eventual alte informații. Din totalul de 29 membri ai Consiliului Județean Giurgiu sunt prezenți 26, 3 absenți. Da, mulțumesc. Ordinea de zi probabil ați parcurs-o. Au fost discuții cu rezultate favorabile și în comisii. Avem doar 6 proiecte. Dacă sunt comentarii pe marginea ordinii de zi, vă rog. Spun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Așadar, procedem. Primul proiect. Supun procesul verbal. Procesul verbal și din ordinare din data de 21 iulie 2022. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar. Revenim proiect de hotărâre numărul 166. Rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli la județului Giurgiu. Ați văzut, sunt câteva obiective de investiții asupra cărora trebuie să ne aplicăm și să găsim soluții. Unele sunt clădiri care au nevoie de reabilitare de la Direcția Generală de Asistență Socială, altele sunt proiecte ale Consiliului Județean. Cumva aici se regăsește esența acestui proiect de hotărâre de Consiliu. Comisia de buget, Comisia pentru Investiții, aviz favorabil. Dacă din partea dumneavoastră sunt intervenții, vă rog. Spun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc mult. Punctul 3. Proiect de hotărâre numărul 167. Modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea contractului unor finanțări rambursabile. Este vorba de două credite pe care le-am angajat deja și pentru care prelungim perioada de accesare din motive legate de perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost obținute aceste credite. Comisia de buget. Dacă sunt necesare informații sau discuții suplimentare, spun aprobării proiectul, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind numărul 168, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, în speță Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, extinderea și dotarea secției de boli infecțioase și compartiment HIV din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Este un proiect pe care l-am preluat, pentru care s-a identificat inițial ca sursă de finanțare bugetul Consiliului Județean. Nu existau posibilități, n-au existat la momentul inițial posibilități nici pentru dotări. Evident că trebuia să găsim o altă soluție din toate rațiunile existente, inclusiv creșterile
amețitoare de prețuri la materiale, am găsit înțelegere la Compania Națională de Investiții, am parcurs deja o parte din procedura extrem de laborioasă de aprobare a acestui proiect. Una dintre condiții este să predăm amplasamentul, astfel încât la nivelul companiei după aceea să deruleze ultimele etape în privința semnării contractului de finanțare și a realizării investiției. Comisia de buget, Comisia pentru investiții, aviz favorabil. Dacă doriți să dezvoltăm acest subiect, spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Mulțumim. Punctul 5. Proiect de hotărâre numărul 164 privind acordarea de stimulente financiare cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu. Suntem la a treia ediție, dacă veți, acestui eveniment. Prima a avut loc în 2011 și este un moment pe care îl dedicăm tuturor cadrelor didactice din județul Giurgiu. Evenimentul va avea loc sâmbătă la ora 11, oră de începere. Sunteți, evident, cu toții invitați. Față de anul trecut avem o creștere substanțială de premianți, de la 30 ceva la 132 de persoane. Înțeleg că nu vor putea veni toți, e și lună de concedii. Acum vom vedea cum împărțim banii, dacă îi dăm conform aprobării sau îi repartizăm celor prezenți. Rămâne să hotărească comisia. Doamna vicepreședinte, am înțeles că aveți o interpelare, o informare de făcut. Da, domnul președinte, mulțumesc frumos. Am discutat cu colegii mei din Comisia de Buget Finanțe. Au fost niște erori materiale, erori umane. Se întâmplă. Și sunt patru poziții care au fost modificate. O doamnă profesoară, doamna Voinea, la ora poziția 60, și-a depus de două ori dosarul și a fost eliminată. O dată. Am vrut să fie sigură, doamnă. Doamnele profesoare Dica Gabriela și stimate Ana Maria au fost trecute în etapa națională, vor primi doamna mulți. Și doamna Ivan Lucică a fost eliminată pentru că a fost era încadrată doar la etapa de școală. Prin urmare, valoarea proiectului a scăzut de la 70.500 la 70.000 și vreau să le mulțumesc colegilor că au votat pentru că am avut o situație neprevăzută. Și nu am reușit să depun amendamentul în prezența colegilor de la comisie, l-am depus după aceea și am sunat și am spus toate aceste situații. Dacă sunteți de acord să aprobăm conform celor susținute de mine, ne-ați ajutat foarte mult. Da, mulțumim. Un moment de bună înțelegere, cum au mai fost și vor mai fi. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia de educație. Aviz favorabil. Dacă sunt comentarii... Nu am să votez la acest. Da, dumneavoastră și cred că... Ar putea să nu mâncați diseară, dar asta e viața. Dacă înțelege doamna administrație, o să vă ierte. Dacă nu... Are copilul... Nu copilul... Nu, vorbim de cadre didactice. Ah, cadre, scuze, da. O să aveți și copilul? Păi deja asta e conflict de interese clar. Da, eu copilul am venit. Două persoane. Felicitări. Da, felicitări. Deci două persoane care nu da. Bine. Supun aprobării proiectul pentru consilierii care sunt în măsură. Mulțumim, împotrivă. Abțineri. 24. Mulțumim mult. Da. Ultimul proiect, punctul 6, proiect de hotărâre numărul 165, alocarea sumei de 100.000 de lei pentru achiziționarea unui număr de 1.000 de bucăți ghiozdane dotate cu rechizite care urmează să fie oferite copiilor care provin din familii defavorizate. Copiii din județul Giurgiu nu trebuie să știe de acest proiect de hotărâre, sunt în vacanță. Ne ocupăm doar noi cei mari să pregătim deja anul școlar care urmează. Sperăm că va fi un an cel puțin fără niciun fel de condiționări generate de pandemie, pentru că școala e frumoasă când alte lucruri sunt organizate bine și există și asemenea rechizite. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult. O să vă rugăm să acceptați ca ședința ordinară a acestei luni să aibă loc undeva peste mai bine de o săptămână, cât de repede ne lasă doamna secretar, pentru că vom avea câteva proiecte, nu foarte multe, dar extrem de importante pentru dezvoltarea județului Giurgiu. Vă vom informa la momentul potrivit.
asupra acestor proiecte. Mulțumesc mult de tot pentru participare. O zi bună, mulțumim și presei pentru prezență. Să ne ferim de caniculă.